Pentru a ajunge la școlile unde studiază, peste 5700 de elevi din județ sunt nevoiți să se deplaseze zilnic cu mijloacele de transport în comun. De curând, cu o întârziere de mai bine de 8 luni, Ministerul Educației a alocat județului nostru aproximativ 1 miliard de lei vechi din necesarul de 53 de miliarde pentru acoperirea decontărilor restante pentru toți navetiștii. A fost primită și repartizată suma de 1 miliard și ceva lei vechi. Această sumă a acoperit integral lunile iulie anul trecut și septembrie, iar din luna octombrie anului trecut s-au achitat abonamentele acestor elevi navetiști în procent de 75%. Între timp, nedecontarea abonamentelor de transport a pus în dificultate familiile din mediul rural, cunoscute a avea un buget destul de redus. Așa se explică și numărul mare de absențe din partea unor elevi navetiști care în anumite perioade nu au mai avut posibilitatea să-și achite abonamentele. E posibil ca unii dintre elevi să fi întâmpinat dificultăți în deplasarea la școală ca urmare a nedecontării acestor sume pe o perioadă mai îndelungată. Suma foarte mare care trebuie decontată este cauzată și de tarifele exagerate practicate de unii transportatori și care ajung să fie de 5 ori mai mari față de prețurile practicate de alți operatori. Și din acest motiv se caută o soluție mai ieftină și mai eficientă pentru a se asigura transportul elevilor. O altă soluție pe care conducerea Ministerului Educației Naționale o are în vedere este achiziționarea de microbuze școlare, astfel încât transportul elevilor navetiști să se realizeze cu microbuze proprii și nu cu cele private, unde tariful pe kilometru este practic la discreția transportatorului. Soluția ar fi bună și ar putea rezolva și transportul unora dintre profesorii navetiști, dar presupune achiziționarea unor mijloace proprii de transport. Și atâta timp cât mai sunt încă multe luni de decontat, de unde vor veni banii pentru achiziții? Din banii deblocați în această primă tranșă ar trebui să se acopere cam 40% din decontarea abonamentelor restante. În realitate, procentul este mult mai mic, dar... Cu alte cuvinte, elevii navetiști plătesc în continuare din propriul buzunar pentru a ajunge la școală.